fi trăit, astăzi ar fi împlinit 51 de ani. Mihai Arunceanu rămâne după 17 ani de la moartea sa regretul celor mulți. Admiratorii artistei încă mai plâng dispariția ei. Colaboratorii, dragi interpretei, încă mai sunt șocați de plecarea ei definitivă. Mihai Arunceanu a lansat peste 150 de cântece care reușesc să ducă în continuare sufletul la cea mai înaltă cotă de vibrație. Este interpreta care a format zeci de artiști, astăzi vedete de marca ale muzicii românești. Nicola, Nichi, Silvia Dumitrescu, Marina Florea, Adriana Enache sunt o parte din bugurii care au înflorit pe băncile de la clasa Mihai Arunceanu Ionel Tudor a Școlii Populare de Artă. Fosta profesoară de canto a Mihaelei, Nina Bercaru, mărturisea la ieșirea sa la pensie că dacă Mihaela nu ar fi venit la catedră, nu aș fi ieșit la pensie. Am știut că las în locul meu un om bun, de excepție, așa cum mi-am dorit. Titus Andrei, să-mi spune și mie, cine a fost Mihai Arunceanu? Ce a însemnat pentru muzica românească? Provada faptului că înseamnă foarte mult, încă, este că se vorbește în continuare despre ea, dar din nefericire, festivalul de la Buzău nu mai e. Și chiar aș și vreau să încep cu această nerealizare a ultimilor ani, nerealizarea din partea celor din Buzău, care ar fi trebuit să se ocupe să continue festivalul, nu să-l întrerupă și să dea prioritate altor manifestări acolo. Cred că ceea ce trebuia continuat, ani mulți, 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 trebuia să fie acest festival purtând numele Mihai Arunceanu. Și cred că ți-am răspuns și la întrebare. Afară de festivalul ăsta, ce înseamnă astăzi pentru tinerii interpreți? Mihai Arunceanu, ce ar trebui să însemne dacă nu? Nu știu, pentru tinerii interpreți, pentru cei care merg la Fly Project, de exemplu, ce ar putea însemna Mihai Arunceanu, dar pentru multe generații, puțin mai în urmă, repertoriul ei rămâne unul de referințe și rămâne al unei mari vedete. Multă lume încă ne scrie, ne întreabă, dovadă că și tu la vârsta ta, fragedă, abia trecut de majorat, nu? Probabil, cu puțin. Mă rog, așa arăți cel puțin. Dovadă că, uite, vă ocupați ca să se întâmple ceva la ziua când, într-o zi când se năștea, pentru o zi când se năștea Mihai Arunceanu. Totuși a format foarte multe voci. Nu a fost doar o simplă cântăreață, o simplă interpretă de muzică ușoară, să-i spunem. Da, a fost pasiunea ei după aceea de a cânta și cu vocea ei extraordinară și a fost păcat că divinitatea să nu o trimită undeva în lumea cântecului și să servească așa cum știe numai ea să servească această artă. Iată că ea a avut și o pasiune pentru copiii care au vrut să devină soliști și au vrut să devină soliști formați de ea și alături de ea. Și mulți au ajuns. I-ați fost și prieteni, din câte știu. Ce ne puteți spune din acest punct de vedere? Prieteni, vecini la 25 de metri. Ne vizitam, ne sfătuiam, o invitam în spectacole la radio, făceam spectacolele Schlager Top. Era un mare eveniment atunci. Nu prea se punea problema cheltuielilor, banilor și se putea. Acum, din toate părțile, trebuiesc susținute financiar toate spectacolele și nu oricum. Și nici tu nu poți să-ți permiți să chemi vedetele. Îți vin o dată de două ori sau le vedești mai puțin, dar nu poți să apelezi așa. Luna, acești oameni trebuie onorați pentru munca lor și pentru numele lor. O chemam în spectacole, venea, chiar eu am prezentat în ultimul ei spectacol. În ultimul ei spectacol, într-o zi de luni, aici la Sala Radio și marți dimineața s-a întâmplat tragedia. Am aflat și chiar m-am prezentat acolo, eram cu Marcel Drăgomir, ne pregăteam la ora 8 să venim spre radio și Marcel n-a avut tăria să meargă acolo. Am ajuns eu, dar nu mai eram acolo, Mihaela fusese luată, era familia, deci am văzut primele reacții, îndurerea imensă a familiei și apoi tot ce s-a întâmplat. Dar eu am prezentat în ultimul ei spectacol, n-am să uit asta niciodată și a primit imense buchete de flori, ca niște flori ale recunoștinței, așa, cine putea să știe. Chiar mi-a cerut în acea după amiază, mi-a cerut o mașină să o ducă și acasă și mi-am oferit și chiar mi-a povestit șoferul. Zice, pe drum, nu știu, vorbea ceva despre o vizită, să-i vină cineva în vizită. Tot timpul spunea că e foarte agitată. Uite, în seara asta trebuie să am o vizită foarte importantă. Și atât de importantă a fost vizita, că a doua zi n-a mai fost în viață. Deci, nu știu, niște premoniții, niște
știu ce să spun. De atunci mă tot întreb și șoferul mă mai întreabă. Ați mai aflat ceva? Ce-a vrut să spună Mihaela, nu? În final, într-un cuvânt, Mihaela Runceanu egal? Mihaela Runceanu egal înălțimea cântecului de mai. Am vrea să fim adeseori prea fericiți, nemuritori și veșnicia chiar un dar s-o primi. M-am întrebat deschis și eu ce-i fericirea, dragul meu, și mi-am dorit mereu amândoi s-o știm. Domnule Ionel Tudor, ați fost corepetitor la clasa Mihaela Runceanu Ionel Tudor. Vreau să-mi spuneți mie cum a fost Mihaela Runceanu, cum vă amintiți? În anul 80 am terminat conservatorul la secția pian cu profesorul Dan Grigore și Sandu Sandrin. Am fost trimis la Focșani, așa era pe vremea aceea, la o școală de muzică, la liceu de muzică, ca profesor de pian, dar nu am stat acolo, am venit în București, am cunoscut-o pe Mihaela Runceanu și împreună am format o clasă. Am format o clasă care timp de, cred că 10 ani, a dat-o ce este mai bun în muzica ușoară românească. Probabil ați format foarte multe vedete care sunt astăzi pe scena muzicii. Care era cheia cu care le descoperați? Păi cheia, cum să vă spun eu, aveam pe Mihaela, care era un profesor foarte dur, un profesor foarte exigent. Știa exact ce înseamnă o vocaliză, știa ce înseamnă un ambitus, iar eu de la pian cântam cu ei și simțeam că în acele 2-3 minute cât dura un cântec, omul acela mă convinge sau nu. Și în felul ăsta, împreună, am descoperit foarte multe voci ale momentului, de la Silvia Dumitrescu, pot să spun, Monica Angel, grupuri foarte multe care le-am format în acea perioadă. Unul din grupuri era grupul Forte, iar din grupul Forte făcea parte actuala voce Nicola. Mulți, Carmen Trandafir, nu pot să vă spun acum chiar toate numele, care însemna să stăm foarte mult pe telefon. Dar vreau să, mai vă spun Adrian Enache, Carmen Trandafir, Manuela Fedorca. În sfârșit, nu asta este foarte important. Important este felul în care eu lucram cu Mihaela și felul în care ne înțelegeam. Aveam audiții trimestriale, în care chemam toți compozitorii, foarte actori și foarte la modă, și era ca o școală, de fapt, o școală de vedete, de formări de vedete. Da? Veneau compozitorii și alegeau vocile cele mai bune, cele mai bune personalități, le luau, le dădeau piese care întotdeauna erau orchestrate foarte actual, adică la vremea respectivă, și apoi cu relațiile noastre în televiziune și în radio îi duceam copiii. Ce calități avea Mihaela Runceanu? Mihaela Runceanu, un om de deosebit, ca orice om mare în domeniul ăsta muzical, te naști cu un suflet foarte, foarte bun și generos. N-ai cum să fii mare artist fără să ai sufletul larg, generos. Sigur că trebuie să fii și drastic, pentru că nu poți să urci pe o scenă decât pe acel care merită, ci ca cel care promite să devină o vedetă, pentru că nu poți să minți publicul. Și lucrul acesta Mihaela Runceanu îl știa foarte bine. Poate fi Mihaela Runceanu astăzi un model pentru tânăra generație? Mihaela, și de ce m-a sunat? Pentru că Mihaela Runceanu reprezintă un nume, reprezintă o personalitate mare a muzicii ușoare românești, de care se va vorbi și peste 20-30 de ani. Model pentru tânăra generație, sigur, dar pentru cei puțin din tânăra generație care pot să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că din tânăra generație ce se întâmplă astăzi din muzică este foarte, să spun așa, trecător. Nu vedeți că astăzi sunt vedete și peste 3 luni nu mai cunoaște nimeni. Asta se întâmplă în muzica ușoară și în showbiz-ul românesc muzical. Da, să v-am și întrebat. În final vreau să-mi spuneți într-un cuvânt, Mihaela Runceanu egal? Egal, o mare personalitate a muzicii ușoare românești, un mare suflet de artist, o femeie cu foarte multă inteligență și profesionalitate. Să fiu mereu în umbră. Mai mult decât visa.
Adrian, Mihaela Runceanu ți-a fost profesoară. Cum ți-o amintești? Practic, tu ai fost remarcat de ea. Da, a fost nu numai profesor, a fost un om minunat care mi-a marcat viața artistică ce urma să înceapă, alături de Ionel Tudor. Auzisem de celebra școală populară de artă din București, mai ales de celebra clasă Ionel Tudor, Mihaela Runceanu, care scotea vedete pe bandă aproape. Și la un festival organizat, cum era atunci, de Paște, la Sala Sporturilor din Galați, eu cântam cu trupa mea de rock și a venit într-un recital extraordinar și m-a urmărit și mi-a spus: măi băietaș, nu vrei să apari la televizor, să nu mai împarți banii cu nimeni, să fii un rege? Atunci cum eram cu trupele, noi că eram scule, noi banii erau puțini, la televiziune nici gând, cântam rock. Și am ascultat-o și bine am făcut, apoi am venit la București și mi-a fost mai mult decât o profesoară, mi-a fost un prieten adevărat și mare încredere mi-a dat în talentul pe care l-aveam de la natură, de la Dumnezeu, de la părinți. I-a spus că trebuie să perseverez și să merg mai departe și uite așa l-am îndemnuit și după pregătirile pe care le-am făcut. Ajunsesem în 1989 din 300 de candidați, în cei 10 finaliști la festival de la Mamaia. Dar pentru că nu mi-am uitat metehnele de rocker, nu mai conta cum am cântat, am fost descalificat în finală pentru că m-am mișcat prea mult și prea occidental pentru stilul obtuz practicat de oamenii acelor vremuri care erau la putere. Ce să spun? După ce m-am lansat, Dumnezeu așa a vrut ca prima ediție a festivalului Mihaela Runceanu organizat la Buzău să fie prezentată de mine, tot festivalul, și am avut și un recital. Am avut ocazia să-i cunosc pe părinții Mihaelei și nu pot să spun ce clipe de emoție am trăit și voi purta o veșnică recunoștință marii artiste care a fost Mihaela Runceanu. Poate fi astăzi Mihaela Runceanu model pentru tânăra generație? Poate fi oricând, numai astăzi. Profesionalismul și calitatea pieselor interpretate de Mihaela îți dă, cum să spun, îți dă linia pe care a trebuit să urmeze orice tânăr în viața muzicală din România. Dar, din păcate, mulți au luat-o razna și sunt razna, știi? Vorba unui cântec. Într-un cuvânt, Mihaela Runceanu egal? Într-un cuvânt, Mihaela Runceanu egal profesionalism, egal o piramidă egipteană care trebuie văzută din orice colț de lume ai privi-o și va rămâne, cred că, măcar pentru cei care au fost crescuți de ea și generația mea, va rămâne un simbol în muzica românească. Este o piesă de colecție, este o piesă rară. Să fim copii pentru încă o zi pe care iar să ne rodim. Să fim copii pentru încă o zi în lumea lor fericit frumii. Ana Maria Gomboș, ești fan al Mihaela Runceanu de aproape 20 de ani. De ce Mihaela Runceanu? Da, de aproape 20 de ani. De ce Mihaela Runceanu? Pentru că este un simbol al muzicii românești, pentru că poate ar fi meritat mult mai mult de la viața asta. Poate pentru că viața ei, deci steaua ei.